Cornelia Pușcașu, consilier local PNL și figură emblematică a municipiului Râmnicu-Sărat, a trecut la cele veșnice. Colegii de partid și apropiații au transmis pe rețelele de socializare mesaje de condoleanțe. Cornelia Pușcașu rămâne în amintirea tuturor ca un om bun, corect și dedicat comunității din care făcea parte și pe care a slujit-o până în ultimile momente. Cu un sfat, cu o vorbă bună, cu un zâmbet atunci când era nevoie, doamna Pușcașu rămâne în amintirea tuturor ca un om bun, un om corect, un om dedicat comunității din care făcea parte și pe care a slujit-o până în ultimele momente, au scris pe pagina de socializare colegii din cadrul PNL Râmnicu-Sărat. Mă bucur că viața mi-a dat ocazia să vă cunosc. Ați părăsit tabăra fără voia dumneavoastră, dar promitem că nu vă vom uita niciodată. Astăzi zboară spre cer unul dintre cele mai curate suflete pe care am avut deosebită onoare să-l întâlnesc. Un om cu o integritate exemplară, cu spirit practic și cu un altruism greu de întâlnit în zilele noastre, au mai scris cunoscuții. Pentru cei care vor să aducă un ultim omagiu, trupul neînsuflețit va fi depus la capela Bisericii Cuvioasa Parascheva din municipiul Râmnicu-Sărat. Înmormântarea va avea loc joi, 26 octombrie 2023, la ora 12. Drum lin către stele, Cornelia Pușcașu.